Postă rugăciune Danii să crezi într-un singur Dumnezeu și să mergi măcar o dată în viață la Mecca. Acestea sunt principiile supreme ale islamului. În timpul Ramadanului, postul este extrem de dur. În timpul postului, un musulman trebuie să se abțină de la mâncare și de la băutură, apă sau sucuri sau și celelalte pofte ale organismului, cum ar veni poftele sexuale. La apusul soarelui, casele arabilor din Iași încep să se umple de prieteni. Bună seara! Fiecare masă începe cu rugăciunea. Arabii încep masa cu o combinație dulce-acrișoară, curmale cu lapte acru. Este o mulțumire adusă lui Allah pentru celelalte bucate aflate pe masă. Gazda noastră, liderul comunității arabe din Iași, doctorul Fawaz El Aga, a pregătit pentru masă supă cu năut, asemănătoare la gust cu ciorba de fasole boabe și cușcuș asortat cu carne de oaie și legume. Soțul meu mănâncă tot ce gătesc eu. E obligat să mănânce mâncarea pentru că eu sunt din Maroc. În timpul ospățului, arabii obișnuie să glumească, să povestească ce au făcut peste zi. Care e foarte bună și e bine să fie cât mai variat. Sunt feluri tradiționale care se fac numai în Ramadan. Se fac în primul rând între familii prietene și are o semnificație și religioasă și socială. Cel care este gazdă, care a invitat pe ceilalți, îi revine și lui cum vine un... Exact cum revine și lor, cei care sunt invitați, răsplata și pentru el și pentru ei. Postul ia sfârșit peste 3 săptămâni când are loc Bayramul, ziua de ieșire din Ramadan.